Din păcate, da. O să vedeți, o zis mai repede, dar asta este. O să vedeți peste 3 săptămâni. Dangi ești, în aeroport suntem. În Rămâț. Da, suntem în aeroport, stăm. Poze în apă. Stați, 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 terminăm live-ul și facem poză după cu dumneavoastră. A făcut, ce-a făcut, ce-a făcut. Dumnezeu, pura de aia de la tine de sat. Da. No. Dar la mine de pe stradă, o nebuni lumea când am venit. Nu. Miere se plăte, bă. Ce faceți, mă? Bine, mă. Unde plecați? Plecă și nu un pic. Da, să avem de unde veni. Merem să avem de unde veni. Nu, bună. Sunteți în România? Da. Plecați în vacanță? Da, plecăm într-o mică vacanță. Patricia, de ce râzi? Codruz mai are lanțul? Mai are. Ce mai dragă? Codruz, Alexandra nu e pentru tine. Aha, păi iară vă blocați în timp. Să sperăm unde ne dorim. Unde vă doriți? Unde mergeți? Într-o mică escapadă. Serios, te poți termina cu Codruz să faci, nu știu. Urmăriți? Te pup! Vin și eu să fac fără poză. Alexandra, fără. Hai, te așteptăm. Mergeți la Puterea Dragostei. O să vedeți unde mergem. Mai vorbești cu Mariana. Salut, frumosule, ce faci? Ești bine sănătos. Care dintre noi, Gina, că suntem doi? Codruț? De ce ai spart ușa? Nu m-a plăcut decorul. Că vreau și că pot. Mama, asta numai Puterea Dragostei mai găsești. Că vreau și că pot. Bă, dar eu nu văd mesajele de cauza la Jac, Jeca asta mea. Ce Jac? Păi, uite, tu citești mesajele? Da. Că nu le vezi de Jac. Codruț este cu Alexandre. Da, e la baie, Alexandre. Păi, e la baie, dacă... Mai vorbești cu Mariana, da? Codruț a fost la Diana. Ce e mai tare? Mulțumim, vă iubim. O, 322 de mii n-am văzut, bă. Salut, salut. Băgăm lume cu noi. Hai să vedem pe cine băgăm cu noi. Te pup și eu, te pup. Nu, drag, mă. Așa suntem aici în aeroport ca la noi acasă. Ce să faci? Doar la patină. Hai înapoi, mă. De înapoi, n-auzi de ei. Stați să mă gândesc cu voi. Bună, bună. Vezi că lui Mariana îi place de comunici? Și nu, convine. Soarta și destinul te-au adus în cale. Vă pup, papa, te-am pupat. Plecați la București, nu plecam la București. Să mă cred în părul tău. Titirezule, să iei în considerare că ți-am spus despre... Hai, caută-mă în altă parte. Învață să scrii și după... Să mă înjuri. Eu dacă mă înjur, chiar le citesc, da? Dacă nu știi să scrii, ce să fac? Nu te înțeleg. Rareș, ai făcut intro-ul tău? N-am, am uitat. Bine, v-am regăsit la un nou live alături de Inea Galabilor, Rareș și cu Codruț. Care nu știu unde Dumnezeu măr să-mi dă. Vorbește, la telefon. Bag-o pe Alexandra pe live. Da, nu am pe Alexandra pe Instagram ca să o bag. Rareș, te vrem înapoi. Codruț e cu tine, cu mine și el are. Ia că tăl. Ia că pe linghii. Codruț mai e cu Alexandra? Nu știu, urmăriți emisiunea. Nici mie nu spune. Mă bași bună, iubirea mea? Te rog, răspunde. Dani mea. Lasă că-i vedea Bogdani unde mă duc. Ia uite. La mea ce... Ce frumos ești, mulțumesc. Hai că schimbăm filtrul ăsta, că mi-l place. Zăi! Dacă nu iau bagajul, ce să fac? Îl iau. Aoleu, stai neam. Parcă neam înigrit un pic. Bagă-mă, te rog, eu mult. Unii să te bag. Pe live, o să te mai întorci în Casa Puterea Dragostei. Urmăriți emisiunea. Bună, Rareș, Rareș, și de ce ai plecat acasă? Păi am mai spus de ce am plecat acasă, dacă nu urmărești live-urile, ce să fac?
În Rareș la cât ai făcut live azi? La ora 7 și ceva. Nu mai știu la cât. La 7 și jumate, ceva de genul. Ai văzut că a intrat o fată pentru tine la Puterea Dragostei? Da, am văzut. Bă, deci sper că te duci la Puterea Dragostei, dacă nu, ce-o fi? Unde te-ai dus și mi-ai lăsat? Undeva nu s-a. Hai la sălaj. O să vin și la sălaj. Că am luat pe codruz. Nu știu ce cu cine Dumnezeu vorbea și la telefon. Asta nu sunt. Vreau să comunici, vorbește cu alta. Ce să faci? Rareș, mă bucur foarte mult că intri și tu pe live. Ești bine sănătos. Da, Gina, te pup. Și un episod, bre, schimbă filtrul, arată ciudat. Hai că schimb. Zi. Ha? Nu. Hai că mai bun ăsta. Nu e mai bun ăsta. Stai că-l băgăm pe la nostru pe care îl foloseam tot timpul. Bun. Dar nici așa ăsta, nici ăsta nu-mi place. Hai bine fără. Hai. Stai. Bun. Hai bine fără. Crezi că va fi geloasă Mariana pe fata care a intrat pentru tine? Dar de ce să fie geloasă pe fata care a intrat pentru mine din moment ce eu nu mai sunt acolo? Comunice la WowBiz, super. Bagă-mă în live, vreau să pun întrebări, te rog pe live să mă bagi. Păi scrie-mi-le aici. Mai muncesc și eu de aia, hai lasă când vin acasă, trec prin ora de super, să facem o poză împreună. O să facem. Se vede că ești ardelean ca și mine. Te pup. Răspunde și mie, te rog, rare și te pup. Te pup și eu. Hai mă înapoi, mă, că te cheamă oamenii. Day, n-auzi, day. Băi, vin aici, mă. Nu vine. Eu. Bine, spune că aduc. Unde să fiu, Ștefan? Aici, în aeroport. La Cluj vin? Nu, cum să vin la Cluj? Stai la o poză, lasă. Nu mai facem poză. Haideți aici, în aeroport, și vă faceți poză cu noi. Cu amândoi. Stai la SS. Nu. Oradea e bază. Da. De ce ești așa, mă bagi pe mine? Codru suferă. La ce emisiune mai merg? La... Nu știu. Ultimul trip. Sau trip, sau cum era. Sau sunt celebru, scoate-mă de aici. Te rugăm. Fanul meu. Te iubesc. Sunt fanul tău numărul 1 pe viață rămân. Iar în pâdă că să te pot urmări în... Iar cu Mariana că te sprea frumos și te pup. De ce nu vii la Cluj? Păi cum să vin la Cluj cu avionul? Nu vin la Cluj. Ce doar mie să vin la Oradea, de obicei venea la o prietenă. Da, e cel mai frumos oraș. Dăm cerere, Rareș. Nu vă bag acum pe live. Cu Codruț merg. A, ce și Codruțul, Ștefan? Ia că te-l. Stai, că nu știu să întorc. Uită-l. Acolo e. Nu ne lasă ăștia să stăm aproape unul de altul. Ne trimite. A, voi sunteți vagabond, să duceți la Asia Express. M-ați ghicit. Ai ghicit. Ne-ai prins. Ce să faci? La Asia Express ne ducem. Oh, Robertation? Ce faci, mă, băiatule? Cel mai frumos și ic, te pup, ești numărul 1, te pup și eu. De ce toți concurenții PD sunt în România, au primit vacanță, în afară de Codruț. Codruț a venit de el. Bună, bună. Au ardem-o. Deles. Deles. Stați că vreau să ne facem check-in-ul. Spune-i care prieteni real nu trebuie să stea cu prietenii imaginari. Auzi, zici, Ștefane, că tu ai prieteni adevărați, nu trebuie să stai cu prietenii tăi imaginari pe acolo până emisiune. Corect, într-adevăr. Bun. Stați că vreau să ne facem check-in-ul. Nu te du la Survivor. De ce să nu mă du la Survivor? Ești foarte frumos. Îți mulțumesc. Hai pe ești. E supărat? Nu-i supărat, Codruț. Cum să fie supărat? Când nu are pe fratele lui aici cu el, să fie supărat? Ce, vreți să mai stăm cu voi? Vreți mai stăm cu ei? Dă-i să stăm șoară. Ioi, dar ce urechi mare am în cavă și gură voastră. Gândești că-s Dumbo.
Stai, mă, poate să-i... Codruș, de ce nu mergi la puterea dragostei? Păi eu sunt vacanță, măi, dragilor. Am fost eliminat, de fapt. Unde mergi cu Codruț? Îl duc la Gagici. Ce face doamna Carmen? Face bine? Romeo, ce faci, mă, viață-mi? Ce nu-l întâmplă doamna Carmen? Vezi că am trimis cerere, stai. Cui, mă? La Romeo. Hai că te-am băgat, hodorogule. Oh my god! Oh, vulpoiu. Ce faci, mă, hodorogule? Ce facem, băieții mei? Plecăm la Survivor. Unde ești? Da. Unde ești? Ce faceți? Bă, ăsta are un obicei atât de prost când face live să se plimbe. Bă, pune-te în loc. Unde ești, mă? Acasă, mă. Pe balcon. Da. Nici zi, păi zi, și acolo, nici nu ne vedem și noi? Ce? Mariano, să-ți trăiască. Codruț, e felicitat. E, bă, să acasă, unde să ne vedem? Hai că e felicitat. Codruț, e așa că te-ai... Codruț, e așa că te-ai la Survivor și ai refuzat, da, mă, sezonul trecut. Ce faci? Hai că vei la până. Bă, ce faceți, mă? Bă, băieți, bă. Mereu și ne prostituăm amândoi. Bă, Costă, ce faci? Ce faci? Ce faci, mă, hodorogul? Bă! Ce să fac cu tine? Stai acasă, stai, citeam. Bă, da? Romeo, ia. Ia uite și s-au crescut ăștia de când am intrat eu, să mor. Romeo. Da, mă, da, mă. Aveam patru. Bă, bă, Codruț, ți-a venit alocația? Oh, ți-a venit alocația. Hai să spui weekendul ăsta. Te pup. Venit alocația, a? Da, mă, da. M-a mărit puterea dragostei, salarul. Bravo, bă, băiatule, bă, bravo. Cine mă vede că-și poțăgea mai stară milioane și cine. Bine, mă, hodorogule, hai. Bine, bă, băieți, vă pup, hai, aveți grijă de voi. Ha, să trăiești. Hai că ne vedem, dacă ești. Da. Hai, doar că e da. Da. Ne mai vedem. Aici. Și ție ți-a venit pensia, da. De handicap. Ia uzi, Romeo intre pe live și nu mai răspund la mesaje. Să vezi ce te scot de pe live imediat și nu mai vezi nimic, nici pe Romeo, nici pe mine. Până una alta. Cine? Mariana. Mariana. Codruț. Mariana, budaș, ce faci, măi? Mergem, numere, mă, analfabetul. Mariana. Ce e? Ești. Mariana. Fii atentă, fără vrăgeală, fără mușto, am și-o, lasă-mă, mă, cu lumea ta, am și-o rugăminte la tine. Am upă două șapte vinezoa mea și îmi doresc un rucsac de ala de la Tubor pe spate, dacă mă înțelegi. Te pup. Bine, lasă-i loc orarii, că e mai important ca tine. Fuge-mă. Șutează. Mare. Aș, Codruț, vezi că te scot imediat și nu mă mai vezi. Rariș, ce ai avut? Codruț, ce ai avut cu Marinescu? Care mă știu? Da. Frumos. Mai stăm? Ce? Un ghișeu? În cât aeroport? Du-te, tare, bine. Nici măcar bătrânii nu ne cunoște. Adevărat. Deci adevărat, am intrat în aeroport, am zis că, bă, îți dai seama, îi se face loc pe aici să stăm și noi, să șmecherii, da. Nici dracul nu ne cunoște. Ia întreabă tu, domnul, dacă nu știi de cine suntem. Întreabă dacă are televizor acasă. Șeful? Ai televizor acasă. Așa se face. Mă duc astăzi la casino, mă joc, zice că suntem eu un șeful, zice că suntem, da, eu ce faci aici? Mă joc, zic. Dă ceva, nu dă. Ce vrei, mă, Roberto, mă, ce vrei? Ce-i bagi? Roberto, te pup, vezi dacă ne-ai suficiente voturi, nu te mai întorci, dar să întorci. Hai să întorci. Merem într-o vacanță, mă, iubiții mei, frumos. La București, numere la București. Wow. Să-mi dați acolo like la poză pe care am pus-o adineaur, da? Vă rog. Sunteți top. Azi și vă rog. S-a auzit sistemul și aici. Da. Da. Am zis că nu las mașina aici, dar am zis că o duc. Nu, 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 nu. Ioi! Wow! Băieți, eu nu știu că
rar și te întorci în casă. Unde mergeți? O să vedeți în maxim 5 ore unde ajungem, la Budapesta, exact. E, nu mergi la București, nu mergi la București. Ce să la București? O să vedeți unde mergem. Merg în Dubai, hai că avem noi bani de Dubai. Doamne. Băi, stai mă. Hai să-ți dau unde ai stație. De ce? Păi, pe Liban și Codrut. Codrule, te-ai întâlnit cu șeica doamna Carmen, da? S-a întâlnit, a fost să-și și mâncare. Eu pregăti doamna Carmen mâncare. O, zic că mă așteaptă acasă. Da, nu știu că sunt mai mari înapoi. Zi la Codrule să-mi dea 50 de euro că l-am lăsat să-mi poarte hainele în pâde. Roberto, îți dai seama cine putea fi. Da, mă, Roberto, da. Da, Roberto. Când ai văzut 50 de euro, nu știu că îți dă hârtie. Măi, la Budapesta, da, la Budapesta plecăm. Și după aia mergem în altă parte, o să vedeți. Rămâneți aproape. Veniți voi la Sălaj sau vin eu la Oradea? Ce se face la Sălaj? Da, bun, hai, vă pup și vă iubesc, rămânem aproape, da? Cam